Defileul Jiului este modernizat în proporție de 50%. Reprezentanții drumurilor naționale Gorj spun că se încearcă în această perioadă turnarea unui strat de asfalt de la Bombej-Jiu până la Lainici, asta dacă vremea va permite. Tot în cazul în care condițiile atmosferice sunt favorabile lucrărilor, restricțiile de circulație vor fi prelungite până în data de 15 noiembrie. Cei de la drumurile naționale spun că lucrările sunt finalizate undeva la 50%. Pe defileul Jiului au loc lucrări de modernizare a șoselei efectuate în cadrul unui proiect demarat în 2012 de către Ministerul Transporturilor. Proiectul finanțat de statul român prin Ministerul Transporturilor are o valoare de 150 de milioane de lei. Reabilitarea șoselei care traversează defileul Jiului trebuie să fie finalizată în acest an.